Deac până acum a trimis centrări foarte periculoase, foarte periculoasă și aceasta, șutul lui Iuri, gol! Gol CFR! 1-1, doar 5 minute și jumătate. A ținut avantajul lui Șep și înscriu, iată, doi fundași centrali. Iuri nu stă foarte mult pe gânduri și șutează cu toată forța spre poarta lui Nițului. Minge scoasă până la urmă de Malele, putem vorbi de un asist al lui Malele. Da, este pasa lui Malele. Iuri prinde apoi colțul lung. Al doilea gol marcat în această stagiune și de Iuri, tricoul CFR-ului. Marcase golul victoriei în iulie în fața Rapidului, în primul meci jucat aici în Gruia în această stagiune. 1-1 așadar după 34 de minute.